Salut toată lumea, numele este Sergiu și în acest episod vă voi învăța cum să vă puneți carduri la videoclipuri sau mai bine zis cum să vă puneți un link în timp ce persoana se uită la videoclipul vostru. Deci hai să începem. Pentru ce putem vă duce la canalul nostru, vom apăsa pe gestionează videoclipurile, că vom adăuga un videoclip. Ne ducem la creează, încarcă un videoclip, da? Selectează un fișier, un titlu, da? De exemplu, punem video. O descriere nu contează. Miniatura o să se aleagă automat. Dăm că nu este destinat copilor și apăsăm înainte. Bine, acum ne va întreba dacă adăugăm un ecran de final sau vom adăuga carduri. O așteptam un pic să se proceseze videoclipul. E bine, acum după ce s-a procesat videoclipul, ne va întreba dacă vom pune adăuga un ecran de final sau vom adăuga carduri. Ne vom adăuga pe carduri. Și aici ne va bine arăta sus, de exemplu, putem pune un videoclip. De exemplu, eu voi apăsa pe plus și voi pune videoclipul acesta, ultimul meu videoclip recent. Și ne va apărea aici sus, după cum puteți observa, un colț. De exemplu, așa vă puteți promova alte canale pe care voi le vreți. De exemplu, așa vă puteți promova alte videoclipuri pe care le vreți. Și dacă în timp ce vorbiți puneți un videoclip, puteți să puneți exact aici, nu mai puneți în descriere, ce este foarte bine și util pentru noi. Dacă v-a plăcut și v-am ajutat, nu uitați să vă abonați și dacă aveți propuneri de idei sau chestii pe care vreți să le faceți din YouTube și nu le știți, îmi puteți spune în comentarii. Eu am fost Sergiu, noi ne vedem data viitoare.